Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de ultimele videoclipuri de CSGO din istoria CSGO-ului. Deja vedeți că nu mai avem știri, avem ultima știre adăugată, în rest este gol, celelalte știri nu s-au mai updatat, nu mai apar în joc. Prin urmare, mă gândesc că este foarte aproape momentul în care se va lansa CS2, cel puțin în open beta, pentru restul plebimii care nu are încă acces în CS2, inclusiv... J. Dacă v-ați uitat pe canalul meu de YouTube sau dacă sunteți abonați și ați văzut ultimul meu videoclip, am deschis 100 de capsule din Paris Blast 2023, ultimul major oficial de CSGO. Și a fost un pic gherluță vorba lui Panciu, adică mi-a picat un face gold și vreo două holouri și am ieșit pe minus 50%, să zicem profit, mă rog, pierdere 50%. Prin urmare, ca orice gambler care face asta din pasiune, cică, am zis, hai să mai încercăm încă o dată. Asta pentru că, Panciule, dacă ești pe aici și te uiți și știu că te uiți la videoclipurile acestea, eram pe un live de lui Panciu, mai exact pe 20 august, la ora 18.45, cam așa, și a deschis din primele capsule, dacă nu mă știu chiar din prima capsulă, un mouse holo. Prin urmare, am zis, fuck it, trebuie să fac și eu asta. Prin urmare, mai avem un 100 de capsule. Așa că dacă vă place videoclipul și vreți să-mi așa un pic noroc, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați clip pe clopoțel și lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi care este cel mai mișto sticker pe care voi l-ați scos din aceste capsule și eu o să vă cred pe cuvânt că nu am de ales. Bun, avem 100 de capsule din de toate, așa că vom începe cu una random, pentru că de ce nu? Și să vedem dacă cumva poate am mai mult noroc decât data trecută. Începem cu un Apex Paper. Nu este un sticker rău pentru papere, pentru că putem să le folosim în tot felul de crafturi mai mult sau mai puțin dubioase. Un Gamer Original la fel. Chiar dacă este paper, este un paper bun, din punctul meu de vedere, pentru că pot să le folosesc în niște crafturi așa ieftinache. Spre deosebire de acest sticker care este absolut degeaba. Dar, na, trebuie să primim și sticăre degeaba, uite un Pain Hollow cum a trecut, uite un Apex Gold cum a trecut. Din păcate, la sticăre nu este la fel ca la skin-uri, pentru că dacă știți, dacă nu vă zic eu acum, de ceva vreme, în momentul în care deschizi o cutie, dacă este să spice un gold, îți va pica goldul și nu vei primi bait, așa cum se întâmplă la stickere, adică în momentul în care vezi un gold, cu siguranță îl vei, îl vei prinde. Înainte de update-ul respectiv, putea să spice așa un, un gold pur și simplu să treacă pe lângă să primești mare bait. Acum nu mai este cazul, însă am rămas la stickere care are, care sunt la fel cu aceeași problemă. Uh, gherlă momentan. Mare, mare gherlă. Eu totu sper avem 100 de stickere, măcar ceva să primim ca lumea. Un holo, un gol, ceva. Holourile din câte știu sunt mai valoroase. Uite, nip goldul, cum a trecut. Primim un nip glitter. Bă, care glitter? E prima chestie pe care am primit-o mai de doamne ajută. Un gold, vai mama lui, și ne întoarcem la Apex Paper, pentru că why not? Hai, Gaben, Gaben, hai, dă-ne ceva frumos. Ne-a dat un paper de la OG. Oh, o viața mea! Mare gherlă o să fie și cu ei să paningul ăsta, dacă celălalt a zis Pancio okay, că e gherlă. Ei bine, să vezi aici ce o să fie. Ar fi frumos să vină un Furia Holo. Ar fi mare profit. Din păcate, primim un Fanatic Paper și atât. Mare profit cu un, uh, cu un Furia Holo. Poate, poate, dar nu în această cutie. Poate această cutie este una norocoasă. Ia să vedem. A fost un G2 pe gold și primim un NIP pe paper. Atât a putut. Oh, și beturile astea cum vin, uite un glitter, uite încă un glitter. Un fanatic glitter să fie primit. Nu pot să zic că sunt foarte mulțumit. Îmi doresc ceva măcar să ieșim pe zero dacă nu să ieșim pe profit măcar de data aceasta. Au mai fost încă 25 de euro irosiți altfel. Oh, dar cine știe, poate avem noroc. Așa zic toți, poate am noroc de data asta. Mă rog o parte din, din mine face chestia asta și pentru pentru videoclipuri, ca să am conținut pe videoclipuri, pentru că momentan nu am ce conținut să mai fac pentru că nu mai avem știri și neavând frumos. Heroic holo. Bun. Îmi place. Este este optim. Ia să vedem cât e pe market, că raportăm la market. La market e 283. E ok. Se putea mai bine, se putea mai rău, avem un holo măcar. Uh, nu, n-am vrut să fac asta, nu știu ce este. Mm, nu prea, ziceam că nu prea am avut ce... Ce content să fac ce frumos era holo ul acolo. Neavând CS2-ul pe contul meu, am CS2-ul împrumutat de la un prieten, dar... Na, nu e pe contul meu, mi-e e mai dificil să fac, să fac videoclipuri. Uh, plus că, na... Ne, mamă ce gol a trecut ah, și a venit un glitter useless. Uh, plus că nici n-am avut foarte mult timp, sincer să vă zic, ca să fac videoclipuri pe partea asta. Și n-am fost, fost nici motivat să fac, neavând un... Uh, neavând ce 2 pe contul meu. Am mai adunat niște stickere, am mai adunat niște uite și Hollow de la NAVI acolo. Am adunat niște skinuri pe care mi le-am le, mi le însușit pe contul meu. O parte pentru inventar, o parte ca investiție pentru când se lansează CS2-ul. În momentul în care se va lansa CS2-ul oficial, sau voi primi eu acces, vă voi arăta și inventarul meu adaptat pentru CS2. Momentan, n-aș vrea să fac chestia asta pentru că nu se vede la fel de bine. Și tare mie că holo-ul ăla va fi singurul lucru bun pe care îl vom primi. Totuși, Pain, Pain, oprește-te. Pain, este, mă! Pain holo, altceva. Mult mai bine. Un pic mai bine, de fapt. E bine. E bine, e bine, e bine. Cât este ăsta? Asta ar trebui să fie undeva la 5 euro. 5 euro 6 euro ache. Blană! Bun. Hai că ne-am revenit un pic. 9 euro din... Uh din 25 momentan, bun Pain hollow, un, un holo chiar foarte, foarte bun. Dacă mai vine și un furia holo, o să fie blanao, dar vine un furia, dar paper, oricum mult mai bine. M-am bucurat atunci în videoclipul trecut, dacă ați văzut, uite cum a trecut, uite cum a trecut, au trecut două, mă, 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 dă și mie, dă și mie acolo, uite, ai, 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 cum au trecut. Și mai venea încă unul Holourile... Dar nu Un uh, n -avem. A, și, a trecut și goldul Pe la noi pe aici Mamă, deja amețesc de că mă mai uit mult la uh, La ecranul asta. Cum, uh, cum trec stickerele Că le și urmăresc destul de, destul de atent Avem un nine paper Nimic interesant mai, uh, mai sperăm Sper totul să mai vin ceva să intre. ai mă. E un gamer legend holo blană. Blanao, vă zic. Monte, Monte Gold. Ok. Mult mai bine decât, sau cel puțin la același nivel, cu case opening-ul trecut. Două holo-uri bune. Două holo-uri bune. Și un Monte Gold. Care cât e Monte Gold? Că Monte știu că e destul de valoros. 5,80 euro, bun, bun, deci 14 euro, cam așa, bun, am depășit 50%, mult mai bine decât, decât tura trecută, mult, mult mai bine decât tura trecută, asta nu, pot, nu poate decât să mă fac, că să sper că vom avea noroc și vom ieși pe profit de data asta, deși observ că este destul de greu, surprinzător, chiar dacă capsulele sunt la reducere, destul de greu să ieșim pe profit, acum, Poate odată cu scoaterea capsulelor de pe piață, va, va cu siguranță va crește prețul, dar uh, momentan suntem în, uh, suntem în pierdere. Trebuie să țin un pic, uh, să țin un pic un cont. Uh, era bun și ăla. ăla era bun. Era bun și glitterul de lângă, care trecuse. Trebuie să țin un pic uh, cont într-un Excel ceva, să vedem, uh, să văd după ce, se scot capsulele să vedem cum cresc prețurile Ui ce fix da avem un glitter un mouse glitter bun mouse glitter care are undeva la 60-90 de cenți uh, FX ui, ai, ai. Dar uh, bun Bun uh, mouse. Și mouse glitter pentru că are foarte mult potențial ca În viitor să crească în preț spre deosebit de acest Fluxo Paper un fluxo-holo ar fi blană, dar avem un Paper Dar pe bune, un mouse-holo ca să egalizăm uh, complexity glitter. Frumos, ne place, frumos. Un mouse-holo ca să egalăm uh, restul lui uh, Panciu ar fi frumos. Din păcate, momentan n-am prins. Poate, poate cine știe. Cred că l-am văzut odată. Da... Poate cine știe. Poate prindem un GreatHound Holo. Un Fluxo Glitter. Frumos. Îmi place. Este unul dintre stickerele pe care le-am și cumpărat uh, de pe Buff la un moment dat ca să, ca investiție pe viitor. Pentru că am o vagă impresie că va crește ușor-ușor în preț în momentul în care se vor scoate capsulele. Sunt niște sticăre în care eu am, am încredere. De exemplu acest Mouse Glitter. Să fie primit. ne place. Un mouse holo ar fi și mai frumos, dar mouse glitter este... Face holo frumos era dacă pica, era foarte frumos, n-a fost să fie. Mm -mm 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 -mm. no. N-avem, n-avem noroc Oricum, au picat, a picat destul de bine, dacă mai... Ui, ce-au trecut, mă! Mamă, ce-a trecut un holo după altul și ambele bune, măi! Uite un G2 holo ce a trecut și primim un pain Paper Pain exact ce simt eu acum în suflet Durere Gamer Legend Glitter Good Good luck Ăsta este de good luck Zic acum pică ceva bun Am păzut painul, O să vină altceva mai blană Monte holo Monte glitter Bun Dacă era holo era blană Dar n-a fost să fie da, a venit cu gamer genul ăla cu good luck, cu hai că intră ceva după acest pain din nou în sufletul meu. O să vin acum, o să treacă un roșu, nu o să-l prindem și o să vină un paper. Cu o echipă câștigătoare. Deci asta este stickerul care va fi câștigător. Da, la fel de câștigător ca Greyhound Gaming în, în Major, unfortunately. Oh, well. Bun, bun. Blast TV holo. Frumos, e holo. Sunt curios cât costă. Nu cred că e foarte scump, cred că e maxim un euro. Dar arată bine. A, 30 de cenți. <laughs> Mare bait ce mi-am dat. Bă, ai cum paint gold? Uite ce frumos a trecut. A trecut și gamer legendul. Ai, ce țeapă mi-am luat cu holo ăla. Am mirosit mare șansă de holo pe o mizerie. Băi, tată. N-ai cum. Așa ceva. Uite, uite cum nu prindem noi nici măcar glitterul. Băi, tată, nu vreau să-l văd pe ăsta. Vreau să-i dăm în loc container. Fenomenal ce... Uuuu, Monte Holo, ce frumos era. Hai să închidem un pic astea. Că n-avem ce să facem cu el. Mamă, băi, bă! Băi, ma da seama ce bait mi-am luat. Da, mare sticker, mare. E, nici n-arată frumos stickerul, sincer. Adică, pot înțelege de ce doar 30 de cenți. Mă mir că ești și 30 de de e holo, nu are un efect holo, cine știe ce. Nu vă cine, cine ar vrea să-și pună așa ceva pe, pe o armă. Apex Paper. Am la Apex Paper-uri că Din păcate, paper-urile sunt cam degeaba, adică le vinzi pe nimic sau le dai. Sper doar că la un moment dat o să crească, o să bubuie câte unul în preț, așa să vinzi la 5 centi în loc de 3. Că în rest, mai multe momente de față, mai mult de un cent pe paper, nu prea scoți. Hai să zicem că scoți pe mouse mai mult un pic. Da. Mamă, bă, dar nimic nu mai vine? Deci la fel ca data trecută, un gold, două uh, holouri și cam atât, niște glitere și cam atât, în rest uh, sărăcie. Sărăchie majoră, hai cu furia holo, hai de tati, hai, dăm furia holo, dăm fanatic paper, dăm fanatic paper, ca asta vreau. Uite un gold, uite multe holo-uri care au trecut, uite ce frumos a venit. Da. Bă, nu e norocul de partea mea, nu e norocul de partea mea deloc. A fost acolo ceva, putea să fie gherluță și mai rău, dar trec holo-urile astea pe lângă mine, mă ratează, știi cum, nici măcar glitere n-am mai prins la fel de mult ca în case opening trecut. În case opening trecut am prins mai multe glitere, am prins într-adevăr acele două, bine, mersi, mulțumesc frumos, am prins acele două mouse uh, glitter, care să zicem că mai sunt de Doamne ajută și mi-a scos un pic de profit per capsulă, dar așa de, de principiu, sărăcuț, sără, sără de tot, momentan acest... Uh, acest case opening un Navi Glitter Să tot fie 5 cents și ăsta Nu știu sincer ce să zic Mai avem ceva șanse Mai avem câte Este mă bun Am trecut de ITB și am ajuns pe heroic Gold bun Doamne în sfârșit În sfârșit ceva bun Bă, din nou m-a scos eroicul. Cât e asta? E 5 euro, dar este. Și este frumos, e chiar frumos, ne place, bun. 5 euro 19 euro, hai că nu suntem pe... Gher... Bă, și mai avem ceva. Nu suntem pe pierdere chiar de mare, adica trecut a fost mult mai nașpa. Mă, mă bucur, mă bucur, acum, uite, vine și glitterul frumos, bad news, glitter, hai că vine alta altă energie. A revigorat un pic deschiderea asta că uite, furia glitter, asta, asta vreau, furia glitter, dăm aici, dăm stickerele alea bune, hai că se poate, hai că se poate, hai să mai intre holo la blană, furia holo, furia holo, nine holo bun și ăla, hai, hai că se poate, hai că se poate, furia holo. Vă zic eu că pică și furia holo, navi holo a trecut și pică un... Heroic Paper, nu contează, avem, mamă cum a intrat frumos, a trecut, au trecut ce a trecut și a venit ce n-a venit. Oh, ai, ai, ce frumos. Bun, hai că e bine, avem două holo-uri, două golduri, câteva glitere. Dacă ar fi să mai intre un holo, ar fi blăniță tare de tot. Uite cum a... De două ori. De două ori a trecut furia holo, de două ori, una, ai 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 ai, șansele mele, șansele mele la furia holo, șansele mele la profit pe acest case opening, doamne cum a trecut, wow, double bait se numește asta, double, double fucking bait, Goldu, pula Goldu, mă scuzați de limbaj, dar nu se poate așa ceva. Of, mamă cum a trecut pe final. Hai că nu mai avem mai. Avem sub 10 capsule. Ce, ce ne pică, ce ne pică, ne pică un 9. 9, 9, 9. Mai avem 5 capsule. 5 șanse de profit. 5 șanse să ajungem la 0. 4 șanse să ajungem la 0. Sau să ieșim pe profit. 4 șanse dintre care una de furia holo. 3 șanse, hai că se poate, mai avem 3 șanse. haide din că putem. Furia holo. Hai. Heroic holo. Bun. 19, ăsta era undeva, cred că era cât era? 3 3 284 22. Hai că aproape am reușit. Aproape am reușit. Oh Nu. Frumos. Bun. Am trăit super intens, mai ales după acel Double Bait cu Furia Holo. Heroic ne-a salvat de câteva ori profitul. Ultima capsulă, ultima șansă de a ieși pe plus s-a dus și asta a fost oricum mult mai bine decât în, uh, în case-opening-ul trecut. Avem un sticker Heroic Holo, două chiar. Avem uh, un sticker heroic gold, avem uh, un uh, blast holo, să zicem, niște glitere mai bune, avem un monte gold și un pain holo și încă un heroic pe aici. Bun, mai bine, mai bine, șansele există. Fraților, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată eu sunt Cosbin, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, nu uitați să lăsați un like, salutare!